Soarele și mi-am găsit la un nou vlog. Astăzi mă gândeam să fac ceva mai nou, că data trecută cu șarpe nu mi-a ieșit. Astăzi am cumpărat două bomboane. Lămâie și acesta francește de mere. Deci aceste bomboane sunt foarte... au gust de lămâie. Una asta de lămâie are gust de lămâie. Iar asta de mere și sunt mai rău ca oțetul, sunt foarte, foarte acre. Și eu cu sora mea, care este aici, vom mânca câte una și să vin că rezistă cu una în gură. Deci să începem. Să începem să deschidem bomboanele. Eu deja am deschis-o. Arată albă. Dar arată așa de foarte, foarte acru. Deci, așa arată. Orice, mă duc acolo. Punem doar asta aici. Nu arunca, o pui acolo, ia. Deci, așa arată una. Deci, vă jur, este foarte picantă. Nu că vrem să vă păcălim, că este... Dar scrie și aici pe asta. Că este dulce sau ce, dar chiar este picantă. Să punem în gură. Uai. Deci se pare că nu putem să punem. Hai că mai avem două încercări. Pun, eu am arunc acolo să arunc. Deci n-am aruncat pe aici. Deci, nu avem o încercare. Care o ține acum cel mai mult câștigă? Deci ce câștigă? 3? Ce câștigă? Leu. Leu. Da, de la pușul. Câștigă ce? Câștigă aici, tot, nu știu, o banană. Câștigă un măr. Hai, 3, 2, 1 și eu. Am câștigat! Tu mai ai în gură? Deci asta după ce... Ești plin de scuipat aici. Deci, este câștigătoarea... Roberta! Cine este regele bomboanelor? Da, cel mai întâi, prima dată e foarte acru, dar după ce e dulce. Deci, la început, este foarte, 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 foarte. Da, se întreg mașini, probleme tehnice. Și este foarte, 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 foarte acru. Dar după ce o mesteci, cum o mesteci acru, e foarte dulce. M-a ales asta de mere. Asta de lămâie, deci nici nu puteți. Deci, și scrie aici că este foarte acră, deci... Dar okay. După ce ai... Da, se vede foarte mic aici. Deci ar trebui și... Ar trebui și tu să faci asta ca să mănânci. Nu că vă vin. După cum vedeți, am mers vomită. Bine, îl așteptăm pe fratele meu. Deci am amestecat-o și eu, e dulce acum. Dacă v-a plăcut challenge-ul acesta, să treci o motocicletă. Mai ales... Bun, și mai ales cum ne-am strâmbat noi cu buricele noastre, să dați un mare like, să ajungem la 100.000 de like-uri. Deci, dacă v-a plăcut acest... Vlog. Dați un like, abonați-vă la canal și un subscribe. Eu am să mai spun ceva, am un canal a unui prieten care se numește Sebastian King, merită văzut, el n-are astea videoclipuri, are doar 3 videoclipuri și nu este așa faimos, dar merită văzut câteva. Bun. Eu aici o să închei vlogul ăsta, eu vă las. Multă pace și iubire! Ciao.